Europa a fost construită în partea cealaltă, dincolo de zidul Berlinului, pe un fundament creștin, iudeo-creștin. de fapt că acelea au fost rădăcine și părinții fondatori ai Europei au avut o viziune creștină. Dacă vorbim de procesul de reconciliere franco-german, Strasbourg, apariția Consiliului Europei, apariția tratatelor, în primul Convenție Europeană a dreptului, uitați-vă la în 1950 la dreptul la viață consacrat în Convenția Europeană. Deci uh, exprimările publice ale unor oameni politici uh, remarcabili care au construit uh, ideea de unitate a Europei politice dincolo de zidul Berlin, în zona de libertate, că au fost germani, francezi, belgieni, luxemburghezi, uh, britanici uh, și așa mai departe, italieni. Uh, oamenii ăștia au avut o identitate creștină și acel lucru s-a văzut transferat în fundament, în legi, în tratate. De atunci, Europa a evoluat și după aceea a involuat. Au început să se schimbe legile, tratatele, să fie rescrise, să fie reinterpretate și valorile să fie reinterpretate. Așa încât astăzi, de exemplu, sensul de conceptului de egalitate și nediscriminare este altul decât cel care a fost acum 50 de ani. Uh, Asta se spune uh, numele toleranței, nediscriminării, să-i uh, să punem pe picior de egalitate pe toți. Sună foarte bine, e foarte greu de combătut această chestiune, ca să spui, de exemplu, că instituția căsătoriei între două persoane de același uh, gen este pe picior de egalitate, trebuie consacrată ca și căsătoria, uh, să spunem, naturală, tradițională între un bărbat și o femeie. Foarte greu de combătută chestiunea. Trebuie să fii foarte bine pregătit ca să spui ce înseamnă de fapt. Discriminarea și nediscriminarea, și bătălia asta este greu de dus de oamenii care nu sunt, în general, nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Și atunci când îți vin astfel de mesaje, Bruxelles, Comisia Europeană, Capitale Europene, ambasade, care să spună la voi în țară nu este în regulă cu asta, asta ar trebui să o reglementați altfel. Și sunt presiuni de acest gen. Cei mai mulți spun, astea sunt valorile europene acum, trebuie să le respectăm, trebuie să implementăm directive, regulamente și mai departe. Și nu te ridici împotriva valorii care s-a creat. Asta este atitudinea de a fi politic corect. Dar nu ieși la luptă, cum s-ar spune, de a accepta tot ce ți se transmite din afară, spunând sunt valori europene poate ai și tu un filtru al tău, poate ai un specific al națiunii, da? Nu fac parte din aia care neagă acum, au ajuns unii să nege apartenența noastră la familia europeană și alte chestiuni de, de genul ăsta. Dar sunt anumite lucruri în care noi ar trebui să spunem, când construim și luăm decizii la Bruxelles sau în Parlamentul European, nu poți să-mi să spui să adopt, adopt un document care vorbește de ipoteza ca bărbatul să poarte în pântecele sale un fătus și să fie devină o mamă. Ce treabă are asta cu profuzimea identității noastre europene, românește, creștine? Nu spui nimic? Votezi un astfel de document în Parlamentul European și până vin apoi în România și te duci la electoratul românesc să-i spui ce? Mă votez data viitoare, voi face chiar mai, mai rău? A fi politic corect în sensul ăsta este distructiv. A fi un uh, luptător, chiar dacă pierzi, faci tu partea ta, aparent pierzi, dar Domnul îți face o rezervare, așa, a unei valori pozitive când va veni momentul pentru toți. Mimetismul ăsta în politică este distrugător. Uh, faptul că se aplacă foarte mult și tac și acceptă este absolut distrugător. De asta, națiunile noastre se simt tot mai presate și de anumite idei, concepte, pentru că nu mai sunt standarde care să fie înălțate și alții care să vină să îngroașe rândul. De asta avem nevoie, de o trezire. Treaba cu familia Bodnariu a fost o trezire în România. Noi nu discutam de familie, în practic, în spațiu public nu se discuta. A fost șocul respectiv. Au ieșit oameni să protesteze, să se roage, să fie alături și dintr-o dată am început, stai puțin. Stai că vine peste noi s-au trezit și ortodoxi, și catolici, și protestanți, și pocăiți, și așa mai departe. Păi stați puțin, strângem rândurile, că altfel ne vom vedea cazul furdui acum. Mai sunt, au fost atâtea cazuri, de, le descoperim în, în, Europa. Vin cu tot felul de pretexte, cu prejudecăți față de cei cu identitate creștină, cu afirmație, vă obligați, voi, părinții, vă obligați să, copiii să meargă la biserică, să citească Biblia. Asta li s-a spus Cameliei și lui Petru Furdui când cele două femei de la Iugendamt au intrat în casă. Alea au fost primele cuvinte. Vă obliga să citească Biblia. Ce lucru îngrozitor. Acolo s-a ajuns. Dacă tăcem. Asta spun. Bătălie e grea, dar nu trebuie să fii conformist pentru că altfel impactul este devastator pentru identitatea creștină. Alpha, Omega.